Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip mirobolant de Minecraft. Suntem aici pe zonă, o să mâncăm repede repejor și ne băgăm la pescuit, iar după mergem să căutăm bărcuțe. Știu deja că una este în direcția aceea și cred că mai este una în direcția aceea, așa că avem două bărcuțe, iar după o să mai căutăm și altele. Bun, nu uitați să vă abonați și pe canalul iubitei mele, primul link din descriere, să vedem acolo susținerea blană. Avem episoade împreună, așa că m-aș bucura să vă abonați. Nu știu, poate se mai blochează câteodată, uite chiar și acum. Nu știu de ce naiba. Să sperăm că nu o să fie mari probleme. Am putea opri lucrul acesta și nu știu de ce se blochează. Dacă se mai blochează pe parcurs, scuze. Bun, și nu uitați să mă susțineți și pe mine. Abonați-vă pe primul link din descriere neapărat. Și hai să vedem. La pescuit, boys. E foarte tare că acum pot să găsesc o grămadă de chestii. Hai să vedem. Let's go, boys. Deci am găsit două arcuri și o șa de cal în episodul anterior. Bam. Oh, am prins un pește din ăsta dubios. Ok. Mai pescuim încă de 4 ori. Să vedem dacă reușim să găsim o armură sau ceva. Iar după o să mergem să căutăm comori și o să mai pescuim de pe bărcuțe. A, am tras prea repede, mă. Ce m-am grăbit. Să nu cumva să-mi scape. Ok, așteptăm. Suntem chill. Nu ne grăbim de data asta. Îmi place animația pe care o adăugat-o. E foarte tare. Am încă un pește din ăsta. Dă mai încolo. Deci mai pescuim încă de 3 ori, da? Până acum am găsit 2 peștișori din ăștia gen care se umflă și bubuie. Nu știu cum, sau trag către tine. Naiba să ia, nu mai știu cum. A, pește balon se numește, gata, mi-am amintit. Ok. Ba-ba-ba-ba-bam. Animația asta când vine așa către plută, e tare. Hai să vedem. Ok, doar pește mai găsesc acum. Bun și ăsta, că avem încărică. Haide, boys. Haide. Vreau ceva bun. Haide. Ceva bun. Oricum, eu sunt super bucuros că am găsit și aua aia. Bam. Acum chiar numai pește o să găsim. Și mai pescuim o singură dată. Punem peștele la făcut. Și când ne întoarcem avem și mâncărică. Hai să vedem. În 5, 4, 3, presim ceva bun, 2, 1, trage măi. Nu vrea? Ok, mai așteptăm. Așteptăm. Nu mai am răbdare. Hai mă odată. Ok, și... ce naiba? Bă, ce-a fost asta? Ia să mă dau mai aproape. Bă, parcă o tras, parcă nu o tras. Nu știu ce neva s-a întâmplat acolo. Foarte dubios. Ok, să zicem. Dubios. Și... ok, doar pește am prins. Nu știu, pe episodul anterior am avut mai mult noroc. Hai să vă arăt ce am găsit în episodul anterior, dacă nu l-ați văzut cumva. Am găsit cele două arcuri și un saddle din ăsta. Nice. Bun. Punem frumos peștele. Punem niște lemn. Îmi trebuie niște lemn și să-mi fac bărcuța. Frumos. Punem aici așa. Hai să încercăm să ne încărcăm viața cât uși de mult putem. A boat. Ce, mă, nu pot? Ok, bun. Îmi trebuie... păi, trebuie să pot. A, nu mai am lemn? Ok. Hai să facem bărcuța. Perfect. Bun. Ne încărcăm viața. Luăm și ăștia cu noi. Peștilii. Mai avem și alt pește, trebuie să mai avem, uite, stai că avem din ăsta la alt 6. Let's go, stai că-l punem pe ăsta. Bun.
Și mergem în aventură. Mamă, cât de repede mă pun eu în bărcuță. Dar din păcate și mi-o și scăzut viață, dar aia e. Bun. Știu clar că avem o bărcuță aici cu comoară, sper. Hai să vedem dacă este comoara sau nu înăuntru. Be-be-be-be-be-be-m. Uite acolo. Nice. Și mai avem una în dreapta. Iar după o să mai încerc să mai caut una, maxim două. Dar dacă o să găsim trei în total, sunt super mulțumit. Îți dai seama cât de multe chestii o să găsim din comori. Faza lui că, sincer, eu decât să mă apuc să caut ca nebunul diamante și așa, mai bine caut bărcuțe. La câte bărcuțe am pe aici, o duc chiar bine. Ar trebui să strângem și lemnul, dar nu mai avem topor. Ok. Să-i se strice toporul imediat, am înțeles. Hai să facem în felul următor. Luăm lemn, facem crafting table, iar după facem un topor. Că nu prea avem de ales. Cred că îmi trebuie 4 bucăți de lemn. Avem și chestul acolo deja. Uite acolo, îl vedeți? Le chestuțu. Ok. Și hai să facem un crafting. Perfect. Iar acum hai să căutăm un chest, că poate avem noroc de ceva bun. Oh my god. Băi, 6 emeralde, boys. Ok. Asta e tare. Putem strecura pe aici, nu putem. Așa că va trebui să spargem lemnul ăsta. Oh my god. Pe bune. Chiar am găsit 6 iron, 6 emeralde, 9 gold nugget, 17 lapis și 4 iron nugget. Chiar am găsit? Oh my god. Pot să fac sticurile? Da, pot. Ok. Hai să ne facem un topor. Frumos. Perfect. Bă, ce pot să mai zic? Suntem norocoși. Hai să vedem, mai este cumva și alt chest, oare? Uite-te cât de repede merge treaba acum, boys. Atât am vrut să știu. Dar trebuie să mai fie chesturi. De obicei sunt două. Deși la cât de norocoși am fost, mi se pare dubios să mai existe. În fine, hai să spargem tot aici, că o să avem nevoie de lemnul ăsta. Ba 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 ba. Hai să mai căutăm. Nu este acolo, vine și noaptea. Ok, ăsta e alt chest, am înțeles. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1, bam. What? Asta e puțin dubios. Știți de ce? Pentru că am mai găsit încă o harta comorii. Ok. Asta e foarte dubios. Am două hărți ale comorii. Ce naiba? Există așa ceva? Ok, acum o să-mi spuneți, da, nu știai, există, ha, 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 eu știam. Frate, da, poți să găsești două hărți ale comorii atât de repede? Adică doar ce găsisem una și încă n-am folosit-o. Am două hărți ale comorii acum. Da, în fine, mai avem o barcă aici, cum ar fi să mai găsim încă o harta comorii? Doamne, cât de dubios. Cât de dubios și de tare în același timp. Avem și delfini. Și trebuie să mai fie aici o corabie, bă. Nu se poate să nu mai fie. Am văzut-o clar. Undeva în partea asta. Ce naiba se aude? Ok, corabie. Oare nu se vede? E prea întuneric? Ok, așa văd și mai puțin. O să vină monștrii aia după mine. Ok, trebuie să fug. Dar unde naiba este cealaltă bărcuță? Hai mă, că doar am văzut-o pe episodul anterior. Și puteam să jur că e în partea asta. Dar nu se vede și din cauza că e noapte. Hai să mergem să dormim. Și după ne întoarcem în căutarea celei de-a doua bărcuță.
Oricum vreau să-mi las harta Komorii pentru că nu ar trebui să o pierdem, sincer. Ci s-ar putea să fie undeva prin partea asta corabia. Este acolo cumva? Nu este. S-ar putea să n-o văd eu, din cauza că e noapte. În fine, mergem cu viteza luminii înapoi acasă. Lăsăm harta Komorii. Și după dormim și revenim. Pentru că oricum e plin de monștri din ăștia și mă cam enervează. Acolo avem un porcușor. Iote cum stă porcușorul. Băi, porcușorule! Uite ce frumos arată căsuța mea, mă. Îmi place, măi. Așa simplă, așa, nu știu. Drăguță. Pur și simplu îmi place. Apăsați și voi un butonaj de like pentru căsuța mea sau sal. Hai să vedem. Bun. Ne dăm frumos jos. Și let's go. Ne ducem frumos aici și lăsăm harta asta. Avem două hărți ale Komorii, interesant. Avem și niște pene. Lăsăm și emeraldele și astea foarte importante. Ok, ne punem să dormim și după mergem să investigăm a doua bărcuță. Let's go, boys! Okidoki. Bărcuță. Acum ar trebui să o găsim ușor. Și să sperăm că este unde credeam eu că este. Uite-te cât de bine se vede dacă e zi. Cu totul și cu totul altceva. Hai să vedem. Era o bărcuță... Bine, aia deja e corabie, sincer. Și era scufundată. Așa că... Fiți și voi cu ochii în patru, dacă cumva o vedeți, să îmi dați un semn. Ok, ok. Alo? Corabia? Nu mă, trebuie să fie aici. Nu poate să nu fie aici. Țin minte clar. Uite-o, bă. O vedeți? V-am zis că e în direcția asta. Mamă, cât de mare îi. Oh my god. De-abia aștept să vedem ce se află în această bărcuță. Oh my god. Uite bărcuța, băi. Yeah, boy. Ce ziceți? Avem șanse să găsim ceva frumos? Oh my god. Iote ce șmecher arată, o să rămân și eu fără oxigen. Și acum putem lua de aici o grămadă de lemn. Hai să vedem. Bam. Ok. Hai că am luat și eu ăla din greșeală. Perfect, și acum putem urca așa și ne ducem așa. Ia. Ca să luăm și noi lemnul ăla blanao. Bine, aici îl sparge mult mai greu. E foarte bun. Sper că nu mai sunt monștri sau ceva. Ok. Aud eu ceva monștri. De asta mi-e frică. Hai să luăm cât de mult lemn putem. Da. Cam greu să-l mai luăm pe ăsta. De unde naiba se aud monștri, mă? Că nu-i văd venind. Dar-i aud. Ok. Hai să mergem. Unde-s naibas moștia? Olu! M-am dat de ei. Bă, uite unde stau moștri, mă. Ok, asta e dubios. Hai să încercăm o strategie. Îți blocați cumva acolo. Ok. Poate găsim un chest aici. Hai să ieșim. La limită. Perfect. E destul de greu de căutat în bărcuța asta. Ok, nice. Mamă, câte emeralde. Ai, 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 ai. Ok, acum eu cred că mai este un chest aici. Băi, deja am învățat locul chesturilor, mă. Ok. Ah, nu prea multe lucruri importante.
Au! Come on! Ok, bun. Am putea pune și noi asta pe noi. Hai mă să ne batem, mă, dacă e șmecher, mă. Aveam și o sabie de diamond, mai țineți minte? Mai ai și o sabie, oare? Ok, bun, l-am bătut pe ăsta. Acum nu cred că mai sunt altele, nu? N-are cum. A, uite. Aici e oxigen, bă. Ce tare. Bă, da. Încă o harta Komori. Bă, du-te, bă, și lasă-mă. Mamă, ce tare e faza asta. Dă și mie ușa asta că poate-mi trebuie. Ok, s-a dus naiba oxigenul meu infinit. Bă, încă o harta Komori, boys. Nu pot să cred. Nu prea vine să cred, sincer. Dar se întâmplă a treia harta Komori. Oh my god. Ok, interesant. Hai să ne ducem și cu harta asta acasă. Acum avem 3 hărți ale Komori. Dar de unde naiba am venit eu? Asta ar fi marea problemă. Avem și o armurică. Oare din direcția asta am venit? Sincer nu mai știu. M-am pierdut iar. Nu, n-am venit de aici. Nu cred că am venit de aici. Nu, că trebuia să mai descoperim alte lucruri, deci ne întoarcem. O să mergem în toate direcțiile. Ok, acolo e barca. Deci să încercăm în direcția asta. Let's go, boys. Foarte dubios. Acolo mai e un templu, mă? Ce naiba? A, nu. Ok. Cred că de aici am venit noi. Cred, nu știu sigur. Să sperăm că da. Dacă nu mai explorăm și noi zone noi. Hai că dacă nu ne-am dus naiba. Trebuie să faci compas, da. M-ar ajuta mult compasul. Ai dreptate. Dar cred că am ajuns bine. Eu așa sper. Dacă nu, uite, acolo e corabia. Țin să ne întoarcem. Seamănă totul mult prea mult. Ok, aici am fost. Deci înseamnă că stânga. Vezi ce bine e că mi-a lăsat acolo crafting table-ul? Că deja știu că am mai fost. Și nu mă mai încurc. Uite, bă, căsuța, bă. Uiliu! Ok, bun, deci nu-mi vine să cred că am găsit 3 hărți ale Komori. Chiar nu-mi vine să cred. Ce naiba, ce fac cu 3 hărți? Eu nu pot să-mi dau seama. Sunt șocat, sincer. Mamă, dar ce dubios se aude de la nebunii ăia, bă. Mai lăsați-mă în pace. Ok, hai să mai pescuim. Poate mai găsim ceva interesant. Let's go, boys. Haide. Ce mai găsim? Și un pariu cu un pește. Oh, sau nu? I'm breaking și lure. Ia să dăm și cu asta. Uite, așa fac eu rost de undițe. Ce tare. Bine, asta e unbreaking, dar... Pana mea, uite de câtă viață mai are. Unbreaking distrusă. Am înțeles. Hai să vedem ce mai găsim. Aici găsim doar pești, probabil, cu ea. Pentru că asta la altare e Lack of the Sea. Deci avem mai mult noroc să găsim lucruri. Perfect, lăsăm asta aici. Lăsăm a treia comoară aici. Peștele. Asta am putea să-l mâncăm.
Asta acolo, hârtie câtă vrei. Iron, emeralde, trebuie să facem ceva ordine pe aici. Ba ba ba, avem și ușă. Ne punem ușă și aici. Ușă. Da, ce face cu ea? Ok. Bun, hai să mai pescuim. Îmi place să pescuiesc. Mamă, da, am aruncat și eu departe. Hai să vedem. Ba 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 ba. Ce pescuiește noci? Opa, că am tras prea târziu. Ce naiba a fost aia? Hai să vedem ce mai pescuiesc, că sunt curios. Hai să vedem. Un alt arc. Hai că nici luam 2 milioane de arcuri. Hai să vedem ce ne mai dă. Din câte am înțeles la orice vanii de pe Streamcraft, ca și armură pot primi doar păpucii. Pun și ăia. Haide. Te rog. Ceva bun. Am înțeles, un pește băga, mi-a și piciorul în el pește. Ce ai, mă? Să vezi de nu picăm noi acum, de nu prindem ceva bun. Bă, gata, bă, cu sunetul ăla dubios, gata. A, o să mă frești la cap așa în continuu? Aparent, da. Mă distruge psihic. Oh, nice. Enchanted book. Ok, avem și noi două cărticele. Power 4, Frost Walker. Oh, nice, putem să mergem pe gheață? Stai, deja cred că pot merge pe gheață. În fine, luăm și asta cu noi. Bă, da, asta, undița asta e super bună. Uite câte chestii șmechere poți pescui. Nice. Deci am avut mare noroc că am prins așa ceva. Lăsăm astea pe aici. Bun, loc nu mai avem. Va trebui să mai punem ceva chesturi. Ok. Este și luna. Frumos așa pe încheiere. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați să vă abonați pe primul link din descriere pe canalul iubitei mele Lavinia, aveți videoclipuri împreună cu mine și cu ea acolo la canalul, pe canalul ei și nu uitați să dați acolo un clonțoper și toate cele, nu uitați să susțineți și seria aceasta în continuare, sper să vă placă, nu știu dacă o să postez chiar în fiecare zi pentru că na, am o grămadă de examene și chestii, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, toate cele bune, pa, pa!